Redine, Mântuitorul Hristos, Cel ce te-ai întrupat și de ceruri nu te-ai despărțit, în glasuri de cântări te mărim. În crucea și moartea ai primit pentru neamul nostru ca Domnul cel iubitor de oameni. Brădând porțile iadului, a treia zi ai înviat, mântuind sufletele noastre. Domnul a împărățit, în trupodoamă s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Împungându-se coasa ta, Dătătorule de viață, izvoare de iertare tuturor ai izvorât, de viață și de mântuire, și cu trupul moarte ai primit nemurire nouă dăruindu-ne și sălășluindu-te în mormânt, pre noi ne-ai mântuit împreună cu tine învindu-ne, ne-a slăvit ca un Dumnezeu. Pentru aceasta strigăm, iubitorule de oameni, Doamne, slavă ție! Pentru că au întărit lumea care nu se va clinti, străină este răstignirea ta și pogorârea în iad, iubitorule de oameni, că prădându-l predânsul și pre cei legați de demult, împreună cu tine i-ai înviat, prea slăvit ca un Dumnezeu, raiul deschizându-l, halua predânsul l-ai învrednicit. Pentru aceasta și nouă, celor ce slăvim scularea ta cel de a treia zi, dăruiește curățire păcatelor raiului locuitor, a fi învrednicindu-ne ca un însuți casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Cela ce pentru noi cu trupul patimă ai primit și a treia zi din morți ai înviat, patimile noastre cele trupești vindecă-le și ne ridică din greșalele cele cumplite, iubitorule de oameni și de mâini.